Un turist austriac în vârstă de 46 de ani a murit duminică, 28 februarie, în timp ce practica heli-ski în munții Făgăraș. Acesta s-a lovit de stânci, suferind leziuni extrem de grave. Cetățeanul austriac se afla împreună cu un grup de turiști din Austria, aceștia urmând să fie audiați pentru a se stabili ce s-a întâmplat duminică și cum s-a produs accidentul. Din nefericire, el a decedat în elicopterul care îl transporta la spitalul din Sibiu. Decesul a fost constatat de medicii SMURD pe aeroportul din Sibiu, iar procurorii au deschis o anchetă.